ziua, bine ați venit la o nouă ediție a știrilor Diaspora TV Elveția. Sunt Mariana Muntean și acestea sunt titlurile ediției. Dezbatere publică, puteți contribui la proiectul unei noi legi privind sistemul public de pensii. Pe data de 4 noiembrie, la Lausanne, Clubul Antreprenorilor Români din Elveția, CARE, a reunit peste 20 de românce la o întâlnire de networking și învățare. Înființarea Arei Berna de pe 4 noiembrie a fost un succes. Marți, 31 octombrie 2023, Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul unei noi legi privind sistemul public de pensii. Proiectul de lege vizează eliminarea inechităților dintre beneficiarii sistemului public de pensii în vederea restabilirii încrederii în acest sistem. S-au primit propuneri, sugestii și opiniile cu privire la acest proiect de către Ministerul Muncii pentru a definitiva proiectul de lege care poate fi consultat online. Pentru a se putea aplica, proiectul de lege trebuie să fie adoptat la Parlament, să fie promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Ca parte a programului Educare, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Clubul Antreprenorilor Români din Elveția a putut oferi o jumătate de zi de training cu brunch și networking pe tematici de leadership femeilor românce din zona Elveției romande. Trainerii programului au fost chiar vicepreședinta clubului, doamna Rodica Roșu Frideț, și doamna Ana Magdalena Huni, coordonatoarea Educare, și Selena Stan, avocat și business angel, toate fiind suportere ale formării femeilor ca și lideri, cât și trainer pasionați de acest subiect în viața de zi cu zi. Focusul în acest prim atelier de leadership feminin s-a pus pe competențele de leading yourself și felul în care femeile își pot construi un brand personal. Deoarece feedback-ul de la participante a fost foarte bun și majoritatea au conchis că o astfel de ofertă este foarte valoroasă, atelierele vor continua ca și program de lungă durată în cadrul Educare, se vor aborda toate competențele de leadership feminin. Ideea este că nu mai sunt bani și atunci ce au fost obligate startup-urile să facă ca să ajungă în etapa asta în care încep să aibă bani în mod profesionist, vin cu bănuți de acasă și vin cu bănuți de la ceea ce se numește family and friends. De asta am spus că acum sunt 8, pot fi 9, pot fi 10, pot fi 19, poate că unul dintre cele 8 pe care vi l-am propus până acum nu e neapărat ceva ce ați avea nevoie și l-am adăugat cel interculturalitate. Dar sunt alte persoane care pur și simplu se gândesc, a, dacă mie mi-e social mai mult, dar eu trebuie să fiu în finanțe, păi înseamnă că trebuie să fac efortul mai mare ca să fiu acolo în finanțe, că de fapt... Am învățat atât de mult pentru asta, am investit atât de mult din mine însă în chestia asta, deci acolo trebuie să merg. Femeile primesc de 2,5% mai puțin bani decât bărbații și sunt o felul de biasuri, da? Și o să vorbesc mai multe chiar în slide-ul următor, biasuri de genul. Cu 150 de participanți, înființarea Arei Bern a fost un succes. Sarmalele, ciorba, porțiile de cozonac și prăjiturile au făcut deliciul serii alături de muzica live, formația Carpatini, care a cântat 7 ore. Organizatorii mulțumesc din suflet tuturor participanților și voluntarilor și îi așteaptă cu mult drag la următoarea ediție, la începutul lunii martie. Mai multe detalii despre activitățile și proiectele viitoare ale Asociației Arei Bern vor urma pe pagina de Facebook a asociației și a portalului Casa Românilor. Pentru organizare, vă rog, un aplauz toată lumea! Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, vă doresc o zi bună, aici Mariana Muntean pentru Diaspora TV Elveția. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.